Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat ieri lucrările exterioare efectuate recent la biserica parohială din satul Vama Marga. Ierarhul a săvârșit apoi slujba vecerniei în locașul de cult al micii comunități, care numără doar 17 familii. Preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat ieri lucrările efectuate la exteriorul bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Apoi, ierarhul a săvârșit slujba vecerniei în prezența autorităților locale și a credincioșilor. Un sat mic a văzut, este o parohie mică, dar cu oameni primitori, oameni harnici și, în ultimul rând, bun creștini. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat pe noi, ca și autoritate locală, împreună cu credincioșii acestei parohii, într-un timp destul de scurt, să reușim să finalizăm exteriorul acestei minunate biserici. La finalul slujbei, ierarhul a oferit părintelui paroh și binefăcătorilor locașului diploma de excelență episcop Veniamin Nistor. Aici, pe Valea Bistrei, în protopopiatul Caransebeș, avem o comunitate destul de mică, dar care a reușit în ultimii ani să ridice o biserică, să o picteze și iată, în anul omagial al satului românesc, să o restaureze, să o renoveze, mai ales în exterior. De aceea astăzi am venit aici cu mare bucurie ca să binecuvântăm lucrările exterioare efectuate la această sfântă biserică. Desigur, am oficiat și slujba vecerniei, bucurându-ne alături de credincioșii acestei parohii, alături de părintele paroh și alături de toți ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș, în frunte cu domnul primar al comunei Marga. Bucurie deplină în mijlocul comunității noastre, pentru că astăzi în mijlocul nostru a venit preasfințitul părintele nostru Lucian pentru a binecuvânta lucrările săvârșite la această micuță, dar inimoasă bisericuță din comunitatea noastră Vama Marga. Mulțumim tuturor persoanelor de bine care ne-au sprijinit în această lucrare, în special domnului primar, autorităților locale, Consiliului Parohial și tuturor celor care ne-au ajutat ca să ducem la îndeplinirea acestei misiuni pe care ne-am propus-o. Biserica parohială a fost construită în anul 2008, fiind sfințită în același an de preasfințitul Părinte Lucian.